Vodka.
se amestecă ușor. De obicei, înainte de a da produsul prin frigă pe băut, se gustă ca să fie în balans destul de bun, adică să fie și dulce și anticior, să nu fie acru. Eu zic că este un pic cam afișor, un pic de zahăr, se amestecă, iar ca și garniș sau ca și decor, o să merg tot pe o feliuță de lămâie, care este un cocktail destul de simplu, să vedeți că o să vă fac pe fel de limonadă. Vrea cineva să încerce? Nu, mă refeream la preparare. A, nu. Voluntar ceva la prepararea de cocktailului? Ceva de unii de curs? Sunt și premii speciale? Auzi, sunt premii speciale. Nu știu ce experiență. Este un cocktail destul de simplu, se poate face și acasă. Nu trebuie decât o linguriță, o presă sau putem să avem o presă din aceea manuală dată din comerț. Un pic de sirop de zahăr sau chiar zahăr și formă.
spune ceva. Să vedem. Să-l bea până la fund. Cum așa? Dă-i deschid. Fac ăsta e și premiu. Nu era, nu? Nu-i rău. Ce ai curat să zice altceva? Vrea să încerci cineva? Să bază? Ce încerc eu? Sunt profesionist. Hai că mi-am spus testament. Vrede sau caldă? Hai. Am și verde și galben. Ai paiul meu? Ia să nu ți-ai ieșit? Nu știu. O să-mi pui tu. Ia. Păi ce trebuie să ies? Ai ieșit ceva? Da. Poate dar o să-mi spuneți părerea noastră despre despre cocktailul. Cum sunt, deci? Am luat vot ca simplă tratare. Am gustat, am văzut cum este. Nu mi-a spus nicio părere, dacă este foarte tare, dacă este mai moale, aromă. Dacă erau mai mulți bărbați, probabil își puneau vodka simplă, așa la cocktail, probabil. Suntem în minoritate. Am încercat-o cu gheață, am avut o părere, este mult mai băutură, este mai soft, da? Ca piroșca e senzațională. Am trecut la piroșca. Gata. Facem un colis. Iar la sfârșit o să facem un sour. Sourul de obicei este un cocktail care este un picat ușor. Are cam același conținut ca și colinsul, mai că nu se adaugă apă minerală, iar cantitatea de suc fresh de lămâie este mai mare decât siropul de zahăr. De aceea este mai acrișor. O să-l facem ultima oară pe acela, dar până atunci o să vreau să guste toată lumea acest cocktail, colins. Bineînțeles, cei care nu sunt, sau care sunt cu mașina și nu pot să bea, să directeze cu arome. O să întrebe partenerii sau colegii care au venit despre arome. Doriți alt cocktail de bază de vodka? Așa sunteți și la bar, când vă duceți, cuminți? O să mai facem un concurs. Să vedem dacă avem amatori. Thank you.
Vrea cineva să încerce? Se poate bea și cu fructe. Dacă adăugăm, de exemplu, orice fruct, îi schimbăm și denumirea. Dacă avem căpșuni proaspete dezdrobite, pe lângă acest lime, trebuie să-i punem strawberry collins. Este un cocktail destul de simplu, pe lângă ce v-am prezentat aici. Înainte de a pune gheața vodka și apa minerală, adăugăm căpșuna și o zdrobim. Avem un mană sau un pisălot. Avem un strawberry Collins. Dacă adăugăm pepene, putem să-i spunem watermelon Collins. Dacă avem zneură, raspberry și în funcție de băutura care adăugăm, o să devină un alt cocktail cu altă denumire și altă aromă. Dacă pe lângă acesta mai pune și un sirop, o să devină un sling. Așa se numește denumirea cocktailului, o să fie un metropolis sling sau un strawberry sling sau ce vreți dumneavoastră. Cred că ne-am potrivit cu cutie căruia. Sunt cocktailuri răcoritoare, dar trebuie băută cu grijă. De ce? Pentru că avem zahăr. Zahărul, fiind dulce, ne duce, ne înșeală un pic. Cocktailul înșelătoare. Băuturile dulci maschează tăria alcoolului. Nu mai simțim tăria. Este o băutură care totuși are 40 de grade și s-a adăugat, să zic, este un pahar de 200 de mililitri, la care avem 50 de mililitri de vodka. Gheața ne-a luat jumătate din volum, cam 100-150 de mililitri sunt sub. Este un cocktail cu alcoolemie medie de 15%. Este mai mult decât un pahar de vin, decât o bere. Două pahare din acestea sunt 3 de vin sau 3-4 de vin. Și ne fură. Din cauza zahărului, nu ne dăm seama, dar putem să ne mutăm foarte, foarte ușor. Să te rog să mă ajuți. Pe vremuri, cocktailurile se făceau cu foarte multe siropuri. Există două motive. Unul a fost acela că
nu existau metode foarte bune de filtrare și de distilare și era un alcool brut, era destul de dur. Iar al doilea motiv era prohibiția. Cel puțin american, acolo a fost cea mai mare dezvoltare a culturilor. De ce? Ca să amestece gustul de alcool și pentru că au felul de arome, siropuri și ingrediente. Vremurile s-au schimbat și cocktailurile au început să fie făcute cu mai multe fructe proaspete, să nu se mai adauge siropuri, piureuri sau diferite coloranți. De ce? Pentru că trebuie să vedem gustul băuturii, bazei alcoolice. Romul sau coniacul sau whisky, de fapt, la bază, v-am spus, domnul este vodka, până începe următorul proces de maturare sau de infuzie. Marea majoritate a băuturilor alcoolice distilate sunt făcute pe bază de vodka. Și inclusiv ginul la origine este vodka, numai că se face o infuzie. Se pun în recipientele în care este ținută vodka, să puleți cu diferite arome. Ienupăr, coriandru, aloe vera, depinde de la producător la producător. Rădăcine de ginseng, citrice și avem gin. Așa se formează ginul. Coniacul la fel, până ajungem butoanele de maturare. Cam toate băuturile în lumea asta au la bază vodka. Vodka este un produs distilat. Se poate face aproape din orice. Orice are sapă. Aceasta poate fi băută atât pe timpul iernic, cât și pe timpul verii. Este o băutură medie cu o autonomie cam de 20%. Este un pic mai tare. Vara ne duce mai ușor, vă recomand să consumați viață. Am ca cât alcool. Să punem, primul rând, gheața aici.
Aceeași jumătate de lămâie. Metoda este metoda amestecului sau schimb se numește? Vreau de zi. O să pun mai puțin. Și mă apoi de tine. Ca să dăm o aromă mai mare, putem să scoatem și uleiurile din spaj. Are cineva o brichetă? V-am spus că spaja de lămâie conține uleiuri, sunt foarte volatile. Se văd? Mar? Acest cocktail se poate bea și fără pai. Am uns un pic marginea paharului cu coajă de lămâie, tocmai pentru a-i da o aromă în plus. O să vă rog să îl gustați. Mai avem un voluntar, vrea să facă cineva acest cocktail? Da. Să